Amin, ascultăm dar cuvântul Domnului. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Binecuvântat să fie numele Domnului. Prea iubiților, de câțiva ani îmi stăruie în minte, în mod special, un verset din Biblie pe care aș vrea să vi-l citesc în seara aceasta și de la care să începem. În Romani, în capitolul 5, versetul 17, Apostolul Pavel spune aici: dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprionirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Se întreba la un moment dat Iov în cartea sa, în capitolul 7, viața omului, ce e viața omului pe pământ? Soarta omului este exact ca și a unui soldat, spune el acolo în versetul 1. Adică un soldat ori iasă biruitor la sfârșitul războiului și este încoronat, ori își pierde viața pe câmpul de luptă și se pierde mulți. Textul, versetul pe care l-am citat acum în Romani, îmi arată chemarea pe care o am eu din partea lui Dumnezeu să ajung să domnesc în viață. Dragii mei, dacă ar fi să vă caracterizați săptămâna care a trecut sau poate chiar toată viața de până acum, ați putea spune despre viața dumneavoastră că sunteți niște stăpâni, niște domni în casele voastre, în viața dumneavoastră? Sau ne târâm prin viață, prin tot felul de înfrângeri? Suntem căzuți jos, zice Apostolul Pavel, dar nu suntem omorâți. Suntem priviți ca niște biruiți, deși suntem mai mult decât învingători, spune în Romani, prin acela care ne-a iubit. Vreau să subliniez la începutul mesajului meu faptul că noi suntem chemați să ieșim biruitori, să stăpânim. Uitați ce spune Apostolul Pavel în privința aceasta în Romani, în capitolul 16, versetul 20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Nu știu dacă v-ați gândit, iubiți frați și surori, că noi suntem chemați să-l zdrobim pe Satana sub picioarele noastre. Făgăduința aceasta a fost făcută Evei în grădina Edenului: sămânța femeii va zdrobi capul șarpului, și cu referire în mod deosebit la Domnul Iisus Hristos, dar făgăduința aceasta se extinde la Biserica Domnului, că noi suntem sămânța Evei și suntem chemați să zdrobim capul șarpului. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, ei l-au biruit. Care sunt ei din Apocalipsa acolo? Sunt frații noștri. Ei l-au biruit pe Satana.
și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. În Epistola către Efeseni, în capitolul 6, unde suntem îndemnați să ne înarmăm cu toată armătura lui Dumnezeu, zice aici Apostolul Pavel, versetul 13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit tot. N-am voie să fiu înfrânt? Sunt chemat să biruiesc tot. Apostolul Iacov spunea în epistola sa, împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Nu noi fugim de el, el să fugă de noi. Suntem chemați să ieșim biruitori, spune în Evrei în capitolul 2, despre om, când se întreabă, din psalmul 8, citează acolo autorul epistolei către Evrei, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Și acolo spune în versetul 8 din capitolul 2 Evrei, toate le-ai pus sub picioarele sale, toate sunt sub picioarele noastre. Despre Domnul nostru, Mântuitorul nostru, care l-a învins pe diavolul, ni se spune în Evrei, în capitolul 10, că el s-a așezat de-a dreapta lui Dumnezeu și așteaptă. Așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcut așternut al picioarelor sale. Cine o face asta? Dumnezeu prin intermediul bisericii. Dumnezeu va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Vă dați seama ce chemare avem? Și acum priviți la viața noastră din săptămâna trecută, din ispitele în care am căzut, din înfrângele după care trebuie să ne căim duminică dimineața sau seara când ne aducem aminte de ele. Și parcă contrastează situația, chemarea pe care o găsesc în Noul Testament și situația pe care o găsesc pe teren în viața mea personală. Ei, în ajutorul nostru, zice Sfânta Scriptură, că Dumnezeu ni l-a dat pe Duhul Său cel Sfânt. Cine n-are Duhul lui Hristos, zice Apostolul Pavel, nu este a Lui. Sau în Genesa, în capitolul 6, când vorbește despre starea în care a ajuns ființa umană, spune aici Domnul în versetul 3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. E imposibil să fie altceva fără Duhul lui Dumnezeu decât carne păcătoasă. Doar Duhul lui Dumnezeu este cel care mi-a fost dat ca să mă ajute să pot să țin piept împotrivirilor diavolului, a forțelor care se află în mine, în firea mea pământească, păcătoasă. Duhul Sfânt este cel care mă ajută în acest război spiritual. Și prin ajutorul lui și prin intermediul lui, dacă primesc, zice în Roman 5, versetul 17, dacă primesc în toată plinătatea harul și darul care mi-a fost dat prin Iisus Hristos, voi domni în viață. Dar dacă inima mea mi se închide și nu primesc ceea ce Dumnezeu îmi dă, nu-i de mirare că mă tărăsc ca un înfrânt printre problemele și ispitele vieții. În timpul celui de-al doilea război mondial, pe când forțele germanii se retrăgeau și aliații borbandau erau deasupra Ceoslovaciei, unul dintre avioanele care borbandau a intrat în tirul de foc al nemților, a fost ciuruit de proiectile, dar a reușit să aterizeze cu bine și ofițerul care pilota acel avion a aflat că în timpul acestui raid, rezervorul avionului său a fost ciuruit de proiectile, a fost găurit. Și a mers să ceară de la inginerii protehniști proiectilul care a reușit să străpungă rezervorul avionului și care n-a explodat. Vă dați seama, pentru el era o minune, la fel ca și trecerea Mării Roșii. Un explozibil să intre într-un rezervor plin cu benzen și totuși nu explozeze, iar fi pulverizat în aer. Și cei responsabili cu cercetarea avionului au spus, domnule, nu un proiectil a străpuns rezervorul. În rezervorul dumneatale a fost găsite 12 proiectile neexplodate. Extraordinar. A mers pe urma proiectilelor ca să iei de amintire vreunul dintre ele acasă. Și s-a spus că toate proiectilele erau goale.
n-aveau explozibili în ele. Afară de unul singur pe care s-a găsit un bilețel pe care scria ceva în limba ciuslovacă. S-a căutat un soldat în regimentul lor care înțelegea limba ciuslovacă și pe bilețelul respectiv s-au citit următoarele cuvinte. Doar atâta putem să facem pentru voi deocamdată. Era un mesaj al soldaților ciuslovaci care erau borbandați de aliați și care erau obligați să lupte cot la cot cu nemții împotriva aliaților, dar care își doreau victoria aliaților și care doreau dezrobirea de sub forțele Germaniei. Și le transmiteau soldaților din armatele aliaților: deocamdată doar atât putem să facem pentru voi, să golim proiectilele și să le trimitem în spațiu goale, fără explozibil. Când Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, mi-a transmis de fapt același mesaj: atâta pot să fac pentru tine deocamdată. Vine ziua când și trupul acesta va fi dezrobit de sub robia stricăciunii, va fi răscumpărat și trupul nostru. Până atunci toată firea suspină și suferă durerii nașterii și așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, cu nădejdea că vom fi eliberați în viața viitoare. Deocamdată, Dumnezeu atâta poate să facă: să anuleze efectele firii pământești prin Duhul Sfânt care mi-a fost dat. Diferența dintre un om care are Duhul lui Dumnezeu și cel care nu-l are este diferența dintre o piatră și un porumbel. Dacă arunc o piatră în sus, normal că va aștepta să cadă înapoi, pentru că asupra ei acționează forța gravitației, piatra este atrasă de pământ, cade înapoi. Dar dacă arunc un porumbel în sus, de ce nu cade înapoi? Și asupra porumbelului acționează exact aceleași forțe. Și porumbelul este atras înapoi de pământ. Numai porumbelul, când dă să cadă, își deschide aripile și începe să zboare. Cam așa este un om care are Duhul lui Dumnezeu. Și asupra noastră acționează exact aceleași dorințe care se află într-un om firesc. Toate faptele firii pământești care sunt deschise aici în Galateni sunt potențiale fapte ale oricărui credincios. Și noi putem cădea exact în aceleași păcate. Și eu mă simt atras exact de aceleași lucruri de care simte atras un om din lume. Dar față de ei, noi avem Duhul lui Dumnezeu. Și când aceste pofte acționează asupra noastră, ne deschidem aripile și începem să zburăm. Și nu cădem în ele. Așa spune Apostolul Iuda în capitolul 1 al cărții sale, singurul capitol, în versetul 19, citesc de la 18 chiar. Cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, și atenție, oamenii aceștia sunt supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Pentru că n-au Duhul, ei devin niște slugi. Cei care au Duhul lui Dumnezeu pot să trăiască prin viață ca regi, vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. De aceea aș vrea să încerc să răspund în această seară unei întrebări. Cum poate Duhul Sfânt să rodească în viața mea ceea ce spune aici în Galateni? Cum pot să trăiesc o săptămână, o viață de rege, într-o lume atât de violentă din punct de vedere duhovnicesc? Omenirea, când dau corul la un moment dat, este în luptă cu vechiul dușman, cu acela care înșală toată lumea, care a făcut să cadă viteji. Cum pot eu, un simplu credincios, să ies învingător în această luptă? Cum de Dumnezeu mi-a încredințat o asemenea încredere să zdrobesc eu capul șarpelui? Eu să ajung să biruiesc totul? Și uitându-mă la roada Duhului aici din Galateni, vreau să sesizați primul lucru, că toate caracteristicile roadei Duhului Sfânt de aici sunt dispoziții sufletești. Dumnezeu începe de la baza ființei umane. Nu sunt fapte exterioare. Roada Duhului nu zice aici că este capacitatea de a da un ban în numele Domnului, de a construi o casă unui sărman,
de a ajuta o bătrânică să duce vreo greutate. Fapte care pot fi imitate și de cei care n-au Duhul lui Dumnezeu. Ci ceea ce spune Apostolul aici este că Duhul lui Dumnezeu rodește schimbându-mi dispozițiile sufletești. Dragoste, bucurie, pace, bunătate, facere de bine, credincioșie, înfrânarea poftelor, blândețe. Și mai putem să adăugăm la asta, că lista nu este completă, la fel ca și lista faptelor firii pământești. Ați putea să adăugați mila, smerenia, modestia, simplitatea și altele. Și altele. Duhul Sfânt vine să-mi schimbe dispoziția sufletească, să lucreze la structura mea de bază a ființei. Și vreau să vă spun aici ceea ce spune în Proverbe Solomon, în capitolul 12, versetul 25. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. M-am chiar întrebat citind acest verset. Doar atât? O vorbă bună și schimbă dispoziția unui om? Chiar așa de sensibil suntem? Vreau să fiți atenți că vorbim de lucrurile foarte sensibile ale ființei umane. Un om acum poate face binele și imediat după aceea să facă faptele firii pământești. Pentru că dispoziția sufletească este așa de ușor de schimbat. Nu vorbim de niște obiecte pe care le așezăm frumos într-o vitrină, ci vorbim de lucruri care sunt mereu supuse atingerilor și deformării. Ființa umană mereu este în formare și în deformare. Nu vă miră, de exemplu, faptul că în pilda semănătorului din Matei 13, ni se spune că acest om care a semănat a aruncat sămânța și pe pământ, bun, dar a aruncat și pe drum, a aruncat și între spini, a aruncat și pe stânci. Nu-i risipă de sămânță? Dacă ar fi vorba de teren arabil, da, ar fi risipă. Dar având în vedere că terenul acela reprezintă sufletele oamenilor, nu este risipă. Pentru că Dumnezeu știe că terenul acela bătătorit, care este drum, poate deveni arabil. Și pietrele acelea se pot transforma în pământ bun și roditor și între spini poate să se schimbe. Stelele noastre sufletești sunt schimbătoare. Omul este într-o veșnică posibilitate de recuperare. Ființa umană este în schimbare mereu. Dispoziția noastră, cum ziceam, se schimbă și se schimbă așa de ușor. Doar o vorbă bună poate să schimbe dispoziția. Nu are dreptate Scriptura că ce suntem? Un abur, ne arătăm puțin și după aia ne stingem. Suntem așa de finuți. Povestea soția că într-o seară era epuizată, copiii erau foarte agitați și nemai știind ce să facă cu ei, s-a așezat undeva pe o canapea, a luat Biblia, l-a luat pe cel mare care are vreo 6 anișori și a început să citească din cartea Proverbelor. Și fiecare verset pe care îl citea, băiețelul trebuia să-l repete după ea. Și dintr-o dată a observat cum și ceilalți băieți s-au așezat și ei pe canapea și au început să recite în cor Proverbele. Și dintr-o dată dispoziția casei s-a schimbat. Atât. Da. Suntem ființe așa de sensibile, așa de ușor ni se schimbă dispoziția. Și asta face Duhul Sfânt. Deci Apostolul Pavel, că atunci când noi ne rugăm în alte limbi, ne zidim pe noi înșine. Suntem foarte ușor modelabili. Foarte ușor ne schimbăm. Spune în Luca, în capitolul 8, în pilda despre semănător despre care vorbeam din Matei 13, dar citesc din Luca 8, versetul 15, despre sămânța care a căzut pe pământ bun, sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Vreau să știți că această ținere a cuvântului, această păstrare a cuvântului, nu este ușor de efectuat. Acum se predică Evanghelia la biserică, s-a predicat și dimineața și probabil și peste săptămână. Dar cuvântul acesta nu este un obiect pe care, cum am spus, îl așez undeva într-o bibliotecă și rămâne acolo și peste o săptămână pot să-l iau. Ci cuvântul acesta este mai degrabă asemănător, cum zice și în Psalmul 119, cu o luminiță. O luminiță care arde, o lumânare aprinsă. O lumânare care, dacă nu ești atent, pur și simplu răsuflarea ta o stinge.
Avem obiceiul prin casă când mai cântă copiii cântarea aceea mică, lumina mea poate lumina, chiar dacă Satan de va sufla atât va lumina, le dau copilașul câte o lumânare și o aprind și stinge lumina. Să vadă cât de sensibilă este lumina noastră sufletească, exact ca și o lumânare. Noi vrem să ne comparăm și să ne credem că suntem niște faruri, niște lămpi uriașe. Nu, 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 suntem niște mici lumânări. Și așa este cuvântul pe care îl auzim la adunare. Mergi acasă și unul deschide televizorul sau intre pe internet. Și nu te mira că s-a stins lumina și vrei să o mai aprinzi, dar mai trebuie să aștepți mult până când mai ajungi iar la flacără să mai prinzi lumina. Cam asta este starea noastră sufletească. Nu vă jucați cu sufletele voastre. Suntem foarte ușor de schimbat. Acum ești foarte plin de bucurie, de pace, de blândețe și un mic eveniment, o vorbă aspră. Și dintr-o dată s-a dermat totul, a izbucnit un vulcan lăuntric. Iată de ce. Noi suntem chemați pentru ca Duhul Sfânt să poată rodi în noi, să fim într-o continuă părtășie cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Rugați-vă neîncetat, adică mereu să fim deschis la o dispoziție duhovnicească și bună. Spune tot în Proverbe Solomon, în capitolul 22, versetul 24. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să ajungă o cursă pentru sufletul tău. Să nu te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Adică pur și simplu însoțirea cu un om cu o dispoziție proastă se molipsește. Iată de ce în Scriptură nu suntem lăsați să ne întovărășim cu oricine. Întovărășirile rele strică obiceiurile bune. Caută, zice Apostolul Pavel lui Timotei, neprănirea, dragostea, credința împreună cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Vreți să ieșim biruitor, fără să avem grijă la aceste lucruri cu care intrăm noi în părtășie, lucruri care ne hrănesc sufletește? Multe dintre înfrângerile noastre își au rădăcinile în lipsa de responsabilitate în relațiile noastre dintre noi. Ne permitem să discutăm orice, cu oricine, să ascultăm vorbiri de rău, pur și simplu sunt foarte bucuros și vine cineva și îmi spune, știi ce a făcut fratele cu tare? Și toată dispoziția mea sufletească cade așa dintr-o dată. Și când mă întâlnesc cu fratele care până acum îl priveam cu ochi plini de dragoste și curați, dintr-o dată îl privesc ca pe un dușman, ca pe un diavol întruchipat. Și toată relația mea este pătată. Pe când spunem proverbe, de exemplu, că gândurile rele sunt urâte Domnului. Și când ne gândim la gânduri rele, nu vă gândiți numai la gânduri păcătoase, ci și faptul că gândești rău împotriva aproapelui tău. Faptul că îl colorezi în negru, în imaginația ta, este un lucru urât lui Dumnezeu. De aici începe pocăința și neprihănirea. De la această închipuire care are loc aici în mintea noastră. Și aici lucrează Duhul Sfânt când vine în mine. Îmi purifică gândurile, intențiile și schimbă dispoziția sufletului meu. Am citit despre un eveniment petrecut în timpul celui de-al doilea război mondial într-un teritoriu din Pacific, mi se pare, în Filipine, când japonezii au reușit să cucerească din mâna americanilor mare parte a teritoriului respectiv. În scopuri de război au vrut să construiască o cale ferată acolo și au deschis un lagăr de muncă și în care foloseau prizonierii foarte tratați foarte violent. Erau hrăniți foarte slab, îmbrăcați prost, puși la muncă de dimineață până seara. La un moment dat, în timp ce se întorceau de la munca unei zile și când s-a făcut controlul la intrarea în lagăr, s-a constatat că lipsea o sapă a muncitorilor. Gardianul care făcuse numărătoarea s-a supărat foarte, era foarte înfuriat pe prizonieri, a scos pistolul și a zis, vă împuși pe toți dacă nu apare sapa. Atunci unul dintre tinerii din grupul acela a ieșit în față vrând să spună ceva. N-a mai fost lăsat de gardian care și-a descărcat nervii pe el lând o lopată și l-a tot lovit pe tinerul nostru până l-a omorât. După care prizonierii l-au luat în spate și l-au dus mai departe spre lagăr. La următorul control în lagăr s-a făcut numărătoarea din nou a uneltelor
Și s-a constatat că nu lipsea niciun instrument, nicio sapă. S-a greșit numărătoarea prima dată. Dar dintr-o dată, toți cei din lagăr și-au dat seama că băiatul acesta a murit pentru a salva viața celorlalți colegi ai săi. Și asta vreau să subliniez, o simplă faptă, o faptă de martir, n-a fost simplu. Dar fapta aceasta a schimbat viața tuturor prizonierilor, dintr-o dată, din oamenii aceia nefericiți care vedeau tot viitorul negru, au început să se vadă ca frați unii pe alții. Își dă seama că dacă se bucură, se bucură toți, dacă se întristează, se întristează toți. Să se iubească între ei, să împartă pâinea pe care o aveau între ei. Chiar și gardienii au devenit mult mai indulgenți cu prizonierii. Când japonezii s-au retras și americanii au venit, când au fost parașutați soldații acolo în lagărul respectiv, de data aceasta acum gardienii japonezi deveniseră prizonieri. Iar americanii care fuseseră în lagăr au devenit stăpâni. Spre surprinderea tuturor, prizonierii i-au înconjurat pe gardienii vechilor dușmani. I-au înconjurat când au venit soldații americani și au întâmpinat pe soldații americani cu mâinile ridicate, strigând următoarele cuvinte. Fără ură, fără răzbunare, nu moare nimeni, vrem doar iertare. S-a schimbat dintr-o dată dispoziția tuturor oamenilor pentru că un om a ieșit în față și a vrut să trăiască altfel. Este cineva în casele noastre care vrea să schimbe dispoziția din familie? Așa rodește Duhul Sfânt în casă. Îmi schimbă dispoziția. Ceea ce aduc de la biserică trebuie să păstrez cu grijă ca și o lumânare aprinsă toată săptămâna. Pentru că este așa de sensibil, cum a spus, o simplă vorbă și totul se stinge și se duce. În al doilea rând, ne apropiem de textul din Galateni, unde Apostolul Pavel spune că, citim în versetul, chiar primul verset, 16, din care a fost citit în seara aceasta, zic, dar umblați cărmuiți de Duhul, și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Ce spune Apostolul? Tocmai ce am zis. Eu trăiesc mai departe în firea pământească. Firea pământească își cere mai departe drepturile sale. Sunt poftele firii pământești care poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii. Așa că în mine este un fel de luptă. Sunt ca și un șofer. Că aici spune că umblați cărmuiți, care am în mașină două GPS-uri. Numai că întotdeauna unul spune într-un fel, unul spune altfel. Unul spune să te iau în stânga, unul spune iau în dreapta, unul spune mai încet că ai depășit limita de viteză, unul spune că poți să mergi mai tare. Cam așa sunt eu. Am în mine poftele firii, dar am în mine îndemnurile Duhului, Roman capitolul 8. Unde Apostolul Pavel vorbește despre lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. De la versetul 1. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, ale firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, de ce mi-a fost dat Duhul Sfânt? Tocmai ca să anuleze efectele firii pământești. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Spune versetul 6. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Unde ați găsit pacea? Între roadele Duhului Sfânt. Adică, spune Pavel, dacă eu ascult de îndemnurile Duhului Sfânt, voi constata că rodește prin mine Duhul Sfânt. Dacă ascult de îndemnurile firii pământești, voi constata că în mine se manifestă faptele trupului. Și nu-i de mirare că sunt mânii, certuri, zavestii și păcatele enumerate în Galateni 5. Deci problema este de cine ascult. Ambele glasuri le aud în mine. Nu vi se întâmplă asta?
De unde începe o ceartă? Uitați-vă, zice în proverbe, oprește cearta înainte de a se înteți, curmă cearta înainte de a se înteți. Fiecare dintre dumneavoastră descifrați momentul acela în care e pe moment să izbucnească un conflict. Ceva în tine spune, nu răspunde asta, spune cu tare lucru. Și o să vezi că dacă asculți de acel glas lăuntric, cearta se topește. Se așează liniște, pace, ba nu numai atâta, bucuria despre care vorbește apostolul acolo în Galateni, că când urmezi învățăturile tale, spune Psalmul 119, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Dar dacă ascult celălalt îndemn care spune, ești bărbat, ia-ți apărarea, ce te lasă să fii călcat în picioare? Răspunde și tu la fel. Și fac așa, constat că cearta se întețește și este ca și năvălirea unui rape mare, ca și cum aș rupe un baraj. Și totul se mătură în cale. Asta este problema pentru care Duhul Sfânt nu rodește noi, pentru că nu ascultăm de îndemnurile sale. Aici este esența, dacă vreți, rodirii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt rodește în aceia care ascultă de îndemnurile Domnului. Spunea Daniel Brânzei, era la un moment dat în vechiul regim, la o agenție de turism, vrea să-și cumpere bilete pentru Statele Unite, era cu un pastor din America și în timp ce stăteau acolo la ghișeu, femeia de la ghișeu i-a tratat foarte arogant, flegmatic și el s-a simțit puțin jignit de asta și a cerut ca să vină șeful agenției să-i facă o reclamație pentru că nu s-a comportat cum trebuie. Pastorul din Statele Unite, măcar că nu înțelegea limba română, a observat că între cei doi, între fratele Daniel și femeia de la ghișeu, avusese loc o discuție puțin mai tăioasă. Și l-a întrebat pe Daniel, ce se întâmplă? Și a zis, uite, am vorbit așa cu noi, am chemat să fie adus aici șeful agenției să facă o plângere. Și omul acesta i-a zis, băiete, tu nu te gândești că femeia aceasta, nepocăită de altfel, poate înainte să vină la lucru s-a certat cu bărbatul sau acasă. Poate că are probleme mari în familie, în relația cu bărbatul. Poate are probleme cu socrii, nu știu. Poate cineva la serviciu a luat-o peste picior. Poate are alte dificultăți. Și ea te-a tratat așa cum vine ea, din mediul ei. Dar tu ești prinț, ești rege, tu ești chemat să domnești în viață. Tu vii dintr-un alt mediu. Tu n-ar fi trebuit să te supui stilului de relație pe care ți l-a propus ea. Tu ar fi trebuit să schimbi relațiile, să te comporți ca fiul de Dumnezeu. Pe când a venit șeful agenției, fratele Daniel și-a schimbat discursul. Și a zis acestui bărbat, domnule, v-am chemat să apreciez într-un mod public modul frumos în care se comportă angajatele dumneavoastră cu clienții. Omul s-a simțit puțin mirat de o asemenea intervenție, s-a întors înapoi, a mulțumit și a plecat. Dar spunea fratele Daniel, din momentul acela, totul s-a schimbat în agenția aia. N-am mai fost tratați cum am fost tratați înainte. Cred că nici dacă eram ambasadorii Statelor Unite, nu s-ar fi vorbit în continuare așa cu noi. Am fost respectați, totul s-a schimbat. Pentru că a fost unul acolo care a zis, stop un pic. N-ascultăm de ce ne zice firea noastră pământească. Să ascultăm de ceea ce ne zice Duhul Sfânt. Aici e problema din casele noastre. Câți dintre noi mai păstrăm viu glasul Duhului Sfânt în noi? Oile mele, zicea Domnul Iisus Hristos, cunosc glasul meu și nu se duc după un străin, n-ascultă de vocea străinului. Dar adesea la noi minte este o confuze, un amestec de voci. Nici nu mai știm, ne vorbește Dumnezeu sau firea pământească. Este ca și când te-ai... Ca și cum te-ai conectat la un post de radio cu mașina și pleci din localitate, cum am plecat eu din Arad, noi avem un post de creștin de radio în Arad non-stop. Și când trec de zona aceea în care el își emite undele, începe să bruieze, glasă, se aude tot mai confuz și după aceea intră alt post. Cam așa se întâmplă în mintea și în inima multor credincioși. Ei vin la biserică, dar merg peste săptămână și înăuntru lor este un fel de amestec. Nici mai știu, Dumnezeu îmi vorbește, firea pământească, ba la un moment dat nici nu mai auzi pe Domnul vorbindu-ți. Numai firea pământească. Și apoi ne mirăm de roadele pe care le aducem. În tinerețea mea auzisem o întâmplare care m-a marcat.
în privința aceasta. Era vorba despre un preot tânăr care a venit într-un sat unde avea parohia un om bătrân, un preot bătrân, dar care avea bisericuța undeva sus pe deal. Oamenii trebuiau să meargă în fiecare duminică până în vârful dealului la biserică. Și tânărul nostru și-a deschis o biserică în mijlocul satului. Normal că oamenii au început să meargă la cel tânăr. Și cel bătrân a început să prindă ură pe tânărul nostru și să-i trimită mesaje printr-un slujitor al său să părăsească teritoriul său și să plece într-altă localitate. Aici e parohia mea. Numai că sluga aceasta, în loc să-i transmită mesajul preotului în vârstă la cel tânăr, de fiecare dată îi transmitea salutări și multă dragoste și căldură din partea preotului bătrân și un bun venit în sat. Au trecut așa câteva săptămâni. Când preotul în vârstă a văzut că nu se schimbă nimic, a luat hotărârea să meargă el însuși la cel tânăr și să-l fugărească cu bota din sat. A venit așa, sprijinit pe o cârjă, dar l-a trimis pe slujitorul său înainte ca să-l pregătească pe cel tânăr de întâlnirea care urma să aibă loc. Numai că tânărul nostru, slujitorul nostru a mers la cel tânăr cu același mesaj. Deci, stăpânul meu, biruit de dorul și dragostea după tine, vine el însuți să-ți ureze bun venit în sat și toate celelalte. Așa că tânărul preot, în loc să fugă, l-a întâmpinat pe cel bătrân, făcându-i plecăciuni, a alergat spre el. Preotul bătrân, rușinat puțin de comportamentul evlavios al tânărului, a considerat că nu este cuvenit să se comporte cum avea de gând dacă ăsta se comportă așa. Nu că cine poate să... Vorba Domnului, cine poate să mă vorbească de rău după ce a fost cu mine imediat? Cine dintre bărbați ar putea să strige la o soție care vorbește frumos? Sau care soție s-ar putea să jignească un bărbat care se comportă frumos cu ea? Nu se poate. Astea topesc stările sufletești ale celorlalți. Și bătrânul, când a văzut, cum a zis, comportamentul, chiar l-a îmbrățișat pe cel tânăr, l-a sărutat, i-a urat bun venit, așa cum se cuvenea, și s-a întors înapoi. Pe drum spre întoarcere i-a zis slugii sale: auzi, băiete, până acum toată viața eu am condus. Eu spuneam ce să faci și unde să mergi. De acum înainte, te rog să mergi tu înainte și eu te ascult, pentru că văd că tu știi mai bine decât mine pe ce cărări umblă dragostea. Asta trebuie să facă credincioșii cu Duhul Sfânt. Trebuie să intrăm în această stare de supunere față de demnurile Duhului, să zic: Doamne, eu nu știu cum să mă comport. Nu știu nici cum să mă rog, zice Apostolul Pavel. Învață-mă tu. Stau sub îndemnurile Duhului Sfânt și sunt gata să le ascult. Pentru cei care ascultă, Dumnezeu are ce să le vorbească. Vedeți, în Galateni, aici, în capitolul 5, sunt două imagini pe care le pune Apostolul în față. Una este imaginea, cum am spus, a unei mașini. Tu ești șoferul. Dar poți să umbli cârmuit de firea pământească sau de Duhul. Problema este de tine, de care ascunzi. Și a doua imagine este în versetul 8 din capitolul 6. Citești și versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secerea din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secerea din Duhul viața veșnică. Problema este ce sămânță iau. Unii cred că nu știu ce mister se ascunde în viața duhovnicească. Lucrurile sunt foarte simple, dar în același timp foarte greu de practicat. Pentru că ne cere această sensibilitate. Ce sămânță pun în ziua de astăzi în pământ? Seamănă în firea pământească? Nu mă mir după aceea că o să crească ce crește, cum am zis, ceartă, ură, răutate și așa mai departe. Dar dacă seamănă în Duhul Sfânt, voi secerea din Duhul Sfânt viața veșnică. Problema este de care ascultăm noi. Și în al treilea rând, Duhul Sfânt îmi schimbă dispoziția. Duhul Sfânt acționează asupra mea prin îndemnuri. Ferice de cei care stau aproape de Domnul ca să-i descifreze glasul. Dar în al treilea rând, Duhul Sfânt îmi schimbă destinația iubirilor mele sufletești. Noi suntem ființe afective, noi iubim, nu se poate să nu iubești. Spunea Dostoievski că marele chin în iad va fi că nu vei putea să iubești și nu vei fi iubit. Noi suntem ființe care ne îndrăgostim în fiecare zi, în fiecare clipă, de ceva. Ceva iubim. Este o cântare
Îmi place mie, ce iubești, dragul meu, ce iubești, dacă tu pe Iisus nu mai vrei să-L iubești? Ei, lucrurile care le iubești sunt cele care formează sau deformează cel mai mult omul tău lăuntric. Și când Duhul Sfânt vine în viața mea, îmi cucerește dragostea, iubirile interioare, cum a spus, și mi le îndreaptă toate spre Dumnezeu. Și dintr-o dată mi se dă mâhrama aceea de pe ochi și încep să-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată puterea mea, cu tot cugetul meu. Cea mai mare cerință din lege, în care este inclusă toată cerința lui Dumnezeu de la om. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru că iubirea, cum spuneam, ne transformă. Spune-ne Osea, în profetul Osea, capitolul 10, versetul... Capitolul 9, versetul 10. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tâi roade ale unui smochin în primăvară, dar ei s-au dus la Baal Peor. Știți întâmplarea din Numeri, capitolul 25. S-au pus în slujba idolului scârbos și, atenție aici, au ajuns urâcioși ca și acela pe care îl iubeau. Ăsta este adevărul, dragii mei frați și surori. Ajungem să purtăm chipul celui pe care îl iubim. De aceea Duhul Sfânt când vine la noi ne cucerește dragostea. Zice Apostolul Pavel, lucrurile care mai înainte pentru mine erau câștiguri, acum le socotesc ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii. Adică am început să mă îndrăgostesc de Hristos. Eu nu cred că l-am apucat încă, fraților, dar fac un singur lucru, uit tot ce este în urma mea și mi-am îndreptat toată dragostea mea într-un singur punct. Vreau să fiu ca El, vreau să-L cunosc pe El. Asta face Duhul Sfânt. Îmi purifică lăuntru și ochii și nu mai văd atrăgător nimic din lumea aceasta. Totul mi se pare trecător, goană după vânt și vrednic de dispreț. Și un singur lucru mai vreau. Vreau să fiu ca Domnul. Am murit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și n-am vrut să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. De aceea L-am zugrăvit pe Hristos ca răstignit înaintea voastră. O, copilașii mei, până când va lua Hristos chip în voi? Se întreba apostolul în Galateni. Pentru că nu se poate schimba omul meu lăuntric până nu mi se schimbă dragostea. Uitați-vă unde ni se adresează ispitele. Dacă stați să analizați ispitele de peste zi, veți vedea că diavolul vine foarte șiret. Îmi apune tot felul de lucruri atrăgătoare prin care să-mi cucerească dragostea. Fie că îmi propune un anumit mod de a petrece timpul liber. Fie că îmi propune un anumit ideal în viață, să ajung, eu știu ce, mare într-un domeniu, o carieră. Sau îmi propune să-mi petrec concediu, eu știu pe unde. Și atunci, după aceea, acționează prin cei din jurul meu ca să nu-mi pot atinge acele ținte. Fie copiii sunt gălăgioși, îmi schimbă totalmente programul și atunci eu care am început să iubesc o anumită idee, vreau timpul acela să-l petrec chiar studiind, că diavolul folosește și dorințele noastre duhovnicești ca să ne ispitească. Și mă simt frustrat de comportamentul copilor și devin nervos, devin supărat și în loc ca Duhul Sfânt să poată rodi în mine, mă trezesc că sunt plin de faptele firii pământești, că firea poate să crească liniștit în mine. Știți unde a avut loc căderea? În momentul în care inima mea a fost cucerită de acele propuneri mărunte. Acolo acționează ispita. Îți pune lucruri strălucitoare ca la Domnul în față. Ascultă numai de mine și ți le dau. Și pentru că tu îți propui din toată inima ca să fii așa, și asta este ispita mare a creștinilor de astăzi, ispita materialismului, a visului american, vrem să avem case mari, să ne distrăm, să ne bucurăm de viață, concedii. Și nu e de mirare că copiii, cum ziceam, sunt o piedică pentru asta, slujirea la biserică este o frână în toate astea. Și atunci începem să tăiem din toate astea și începem să ne comportăm ca niște demoni. Că așa spunea cineva, când tu devii Dumnezeu, începi să te comporți ca un drac. Asta este diferența din noi. Momentul în care ai început să nu-L mai iubești pe Dumnezeu, de acolo începe căderea. Asta este cererea Scripturilor, să ai grijă de lucrurile care îți cuceresc inima. De lucrurile care sunt valoroase în ochii tăi. De asta se plângea Domnul în Ieremia.
Mi-aduc aminte de iubirea ta când erai tânără, de dragostea ta când erai logodită, spunea el poporului evreu. Adică știu că a fost cândva o vreme când m-ai iubit, dar dacă nu mă iubești, poți să cânți, poți să vorbești în alte limbi, poți să prorocești, poți să ai darul credinței, să muți munții, poți să-ți dai trupul să fie ars, să-ți împarți averea pentru hrana săracă. Dacă nu mai mă iubești pe mine, nu ești nimic. Ești un lut în mâna altuia care te modelează după lucrurile pe care le iubești. De aceea, dacă vreți să purtăm chipul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt să poată rodi, nu se poate decât dacă iubim din toată inima acest fel de viață pe care mi-l propune Dumnezeu. Dacă nu-mi doresc din toată inima să fiu bun, blând, plin de dragoste, nu o să pot ajunge niciodată acolo. Și ori de câte ori greșesc la capitolul acesta să mă simt înfrânt, frustrat, dar câți dintre noi cu adevărat ne mai simțim copleșiți de mustrări după ce ne-am mâniat? Sau după ce am spus o minciună? Diavolul vine foarte fin, cum am zis. Îți cucerește idealurile și după aceea tu singur te duci după el. Spunea cineva că a avut loc odată un concurs, erau trei oameni, fiecare avea câte un cal și concursul era foarte ciudat. Câștiga acela cărui cal ajungea ultimul la ținta propusă. Vă dați seama că niciunul dintre concurenți nu își dădea interesul să alerge, că nu vrea să ajungă primul, dorea ca el să ajungă ultimul. Și în timp ce toți se plimbau așa pe pista aceea de alergare, cu cai, mai mult în zigzag, un bătrânel s-a apropiat de oamenii respectivi și a zis: oameni buni, schimbați-vă cai între voi. Și oamenii și-au schimbat cai. Și din momentul acela fiecare își dădea tot interesul să ajungă primul la țintă, pentru ca calul său, care acum era călărit de altcineva, să rămână în urmă. Dragii mei, nu ne-a spus Domnul același lucru? Schimbați-vă cai între voi. Cine se iubește pe sine își pierde viața. Cine și-o pierde pentru mine o câștigă. Lasă-ți viața ta în grijă altuia și pune alte lucruri. Nu ții numai la viața mea, zice Apostol Pavel, ca și cum i-ar fi scumpă. Eu vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie cala și slujba pe care am primit-o la Domnul. Adică n-am făcut din viața mea idolul meu pe care vreau să-l realizez. Eu iubesc altceva. Fiecare dintre voi se privească pe aproapele său mai pe sus decât sine, decât pe sine însuși. Ce greu este asta. Și să cauți folosul altuia, nu folosul tău. Nu este asta munca unui credincios. Și asta e treabă de o viață întreagă. Și avem de lucru. Dar problema este că noi mergem acasă de la biserică și puțin dintre noi mai fac din cuvântul acesta care am spus este o candelă, o lumânare, un obiect de care trebuie să ai mare grijă și atenție, puțin dintre noi mai fac din el un subiect de cugetare. Să stau să mă confrunt eu însumi cu ceea ce am auzit la biserică din Scriptură. Doamne, oare nu sunt eu cel despre care se vorbește? Ne este așa de ușor să vedem defectele altora. Dar câți dintre noi ne mai confruntăm cu adevărul lui Dumnezeu în cugetare? Zice despre Isaac că ieșea în taină să cugete. Psalmistul spune în Psalmul 119, o iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să cugete adânc la legile tale. Câți dintre voi mai aveți obiceiul, de exemplu, dimineața când plecați la servici sau vă apucați de treburile zilei, să citiți un cuvânt din Proverbe și să începeți să faceți din el un subiect de meditație de peste zi? Să vedeți dacă viața voastră se potrivește cu sfaturile Domnului din Scriptură. Dacă mai încercăm să confruntăm viața noastră cu adevărul lui Dumnezeu, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de cura ta, cugetă! E cerința Scripturii să cugeți asupra ei, adică să faci un subiect de meditație din ea. Când ți-ai făcut un asemenea ideal, adică chipul lui Dumnezeu, nimic, nicio stare care vine peste tine, fie că este ea financiară, materială sau duhovnicească, nimic nu te mai poate împiedica să-ți ajungi acest ideal. Uitați-vă, dacă un om și-a dorit să devină bogat și dă faliment, un asemenea om este distrus. Dacă un om își dorește să aibă împliniri și printr-o situație nefericită ajunge, de exemplu, închis într-o închisoare, pentru el viața se termină, nu mai are niciun sens. Dacă un om vrea să fie cineva și printr-o întâmplare nefericită îi se spulberă toate visurile, omul acela este un ratat. Dar dacă cineva și-a propus să devină ca Dumnezeu
să poarte chipul lui Dumnezeu, să se comporte, cum zicea David altădată, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Poate să vină necaz, poate să vină strâmtorare, poate să vină prigoană. Nici moartea, nici viața, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici îngerii, nici viața, nici moartea nu ne pot despărți de dragostea noastră față de Domnul. Nimeni nu ne poate despărți de acest ideal. Este posibil să fie atins în orice circunstanță. Spunea Wurmbrand că asta a fost unul dintre gândurile care l-au susținut în închisoare. Dacă mi-aș fi propus să devin un idol al generației mele, aș fi fost ruinat, zice Wurmbrand. 14 ani să petrec în închisoare, totul să fie distrus, reputația mea să fie dărâmată. Dar dacă mi-am propus să fiu ca Domnul, închisorile, privațiunile de acolo nu mă împiedică să fiu ca Domnul. Când a venit la soția sa după anii de închisoare, știți ce a spus? A întâmpinat-o în ușă și a zis: dragă, stai înainte să ne sărutăm, înainte să spui ceva. Vreau să nu crezi că vin de la chin la bucurie. Să nu crezi că vin de la tristețe la veselie. Vreau să știi că vin de la bucuria de a trăi cu Hristos în închisoare la bucuria de a trăi cu Hristos în familie. Vreau să știi că pentru mine închisarea n-a fost o pată neagră în viața mea de care vreau să uit. Vreau să știi că acolo în închisoare mi-am simțit împlinirea și sensul. Asta se întâmplă cu cei care și-au propus să devină ca Domnul. Dacă te simți frustrat, dacă te simți înfrânt, înseamnă că iubirile tale au fost cucerite de altcineva și de altceva. Dar Duhul Sfânt, când vine în viața unui om, îi schimbă, cum spuneam, dragostea. Și nu se mai iubește pe sine, ci iubește pe alții. Spuneai în prima carte, în a doua carte a împăraților, în prima carte a împăraților, în capitolul 19, versetul 3, despre Ilie se vorbește aici. Citesc de la versetul 3. Când a văzut Ilie lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a sejut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Am plecat în meditație asupra acestor cuvinte și am constatat ceva. Ilie fugise de Izabela ca să scape viața, așa scrie acolo. Că de aia a fugit, să scape sufletul. A reușit în sfârșit să iasă de sub influența Izabelei și să-și obțină viața. Și când o are în sfârșit în mână și este în siguranță, se roagă și zice: Doamne, ia-mi viața. Sunt dezamăgit, sunt deprimat, sunt ruinat, sunt înfrânt, ia-mi viața. Și am constatat acest adevăr, care este des întâlnit pe paginile Sfintelor Scripturi, ori de câte ori îți așezi viața ta pe primul loc și vrei să ți-o salvezi, nu faci altceva decât să obții o viață deprimată, care nu mai merită trăită, să spui: nu mai trebuie. Dar ori de câte ori viața ți-o închini și o pui în slujba lui Dumnezeu și o sacrifici spre binele altora, abia atunci începe să iasă adevărata viață. Că eu am venit, zicea Domnul, ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug, dar ca să poată avea viață, trebuie să moară cineva. Dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Asta se întâmplă în viața noastră. Problema noastră e că ne iubim pe noi înșine, suntem lacom și dorim viața pentru noi și totul judecăm în funcție de noi, totul învârtim în jurul nostru. Și atunci e normal că suntem egoiști, suntem răi și de se nasc certuri, conflicte, ură și răzbunări și așa mai departe. Dar atunci când acționăm, cum ne zice Scriptura, atunci vom avea, zicea un poet, un cer întreg de dus cu noi în ceruri. Când trăim după învățăturile Domnului, se schimbă totul. Ați auzit probabil de Rockefeller, acel mare milionar american. Omul acesta la 14 ani a câștigat primul dolar după o săptămână de muncă și a învățat că banii se câștigă greu și prin trudă. Și a învățat să muncească, să muncească, să investească cu grijă banii pe care le are. Astfel, la 30 de ani a ajuns să adune primul milion de dolari. La 30 de ani, milionar în dolari. A ajuns până la 40 de ani să adune câteva zeci de milioane, nu știu exact suma. La vârsta de 40 de ani a început să se îmbolnăvească. Se pare că un cancer a dat peste el. A început să slăbească, nu mai putea să mănânce, era hrănit cu lingurița, îi se dădea ceai și biscuiți muiați în ceai. A ajuns să-i cadă părul din cap. La 45 de ani era un schelet viu. Monstru, dacă te uiți
vezi poza lui, te sperii. La 45 de ani s-a citit din Evanghelie și a ajuns acolo în Evanghelia după Marcu, unde Domnul spunea, ce a folosit unui om să câștige toată lumea dacă se pierde pe sine, dacă își pierde sufletul? Și a dat seama, s-a regăsit în aceste cuvinte pentru că el dorea să câștige toată lumea, să ajungă cel mai bogat om de lume. Și a luat hotărârea în momentul acela ca din ceea ce are să începe să împartă cu cei care nu au. Au început să observe pe cei de lângă ei, pe săraci. Și a deschis o fundație, numită Fundația Rockefeller, care funcționează și astăzi în Statele Unite, pentru sprijinirea copiilor defavorizați, din familii sărace, din zone defavorizate, care vor să facă școală. Pentru ei se luau fonduri din banii lui ca să-i susțină cu cazare, cu alimente, cu cărți, cu tot ce trebuie pentru a putea face școală, orice copil din America vrea. Din momentul acela s-a întâmplat ceva în viața lui. Încet, încet a început să se facă bine. A început să-i crească păr pe cap. A început să prindă poftă de mâncare să poată mânca. Să prindă din nou kilograme. Și a trăit omul acesta până la vârsta de 94 de ani. Până la vârsta aceasta s-au cheltuit până peste 40 de milioane de dolari din banii lui pentru sponsorizarea copiilor. Și astăzi se cheltuie milioane de dolari. Pentru că la moartea lui a ajuns la o sumă uriașă, a ajuns să numere sute de milioane, câștiga undeva la zeci de mii de dolari pe oră spre sfârșitul vieții. Așa de bine îi funcționau afacerile. Dar totul s-a schimbat în momentul în care a luat accentul de pe viața sa și a luat privirea despre sine și l-a îndreptat spre alții. Aici e problema pentru care noi nu domnim în viață. Pentru care ne târâm ca niște înfrânți, că am făcut din noi înșine niște Dumnezei și vrem să aplicăm poruncile Domnului fără să pornim de la rădăcină. Dacă cineva nu se leapădă de sine însuși, nu poate fi ucenicul meu. Cine vrea să vină după mine, trebuie să se lepede de sine, să ia o cruce, adică un obiect pe care se moare și să mă urmeze. Și în fiecare zi când trebuie, zice în Galateni 5, să-ți răstignești firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, adică să te așezi pe cruce ca să poată să rodească Duhul Sfânt prin noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin.